Au trecut mai bine de 32 de ani de la Revoluție și pentru unii oameni nostalgia comunismului rămâne încă o constantă. Sunt și persoane care vorbesc apreciativ despre acele vremuri, dar întotdeauna părerile sunt împărțite. Viața în perioada comunistă era plină de lipsuri, de abuzuri și marcată de frica că orice ai putea spune în propria casă s-ar putea transforma în condamnare. Însă nu toți oamenii se plâng de acest lucru. Raportat la acele vremuri, deși condițiile de trai erau mai grele, se simțea o bunătate la nivel social mult mai mare decât în zilele noastre. Este cert că timpurile se pot compara, iar ambele perioade vin la pachet cu avantaje și dezavantaje. Înainte să privim însă cu nostalgie către lucrurile care puteau părea bune sau acceptabile, este important să nu dăm uitării toate lucrurile care au transformat acei ani într-un coșmar pentru cea mai mare parte a populației. Acum e o răutate în lume și s-a diferențiat așa populația pe tot globul între super bogați și super săraci. Eu fac parte din mijlocași. Eu de meseria mea, profesia mea de inginer, chimist, soțul meu inginer navalist, a perit acum un an de COVID-ul ăsta. Eram poate în pătura trecută de medie pe atunci, noi. Dar acum a ajuns mult sub medie, pentru că acum s-au dezvoltat alte figuri, alte nume care mai, de care mai șmecheri, mai hoțomani, mai parși, mai de tot felul. Și noi am rămas de coadă de tot, dar nu-mi pare rău. Nu erau de toate atunci, dar tot omul avea frigiderul plin de carne. Acum treci pe lângă ele în vitrină și te uiți la al mai ieftin să-l cumperi. Și eu am pensie bună, că am fost și am fost în viața de atunci, că-s la pensie din 90. Dar nu ne ajunge pensia. Pentru că și aici se lucrează tot cu ei între ei, idei lor, și noi rămânem tot la coadă. E o populație și săracă și bolnavă, mai ales bolnavă. Nu e om să nu intre în farmacie să-și cumpere ceva, nu e om. Și le găsești și te uiți tot la ale mai ieftine, să nu le pe ale mai scumpe, că nu-ți ajung bani. Uite, mi-a venit factura, deci o să o plătim acum. 4.200.000 sau 420 de lei, așa noi, numai la gaz. Și a făcut restricții că nu se poate. Timpurile se pot compara. Memoria este selectivă, aici nu există niciun dubiu. Probabil acesta este unul dintre motivele principale pentru care mirajul vieții în comunism rezistă la mai mult de 3 decenii de când mii de oameni au murit sau au fost răniți în lupta lor pentru eliberarea de sub regimul totalitar al lui Nicolae Ceaușescu. O perioadă, da, o perioadă nu, pentru că înainte, când eram eu mic, erau cotile de grâu și omul nu s-alegea mai cu nimic, tot grâu mergea la ruși. Cotile, așa era pe timpuri atunci. Acum și omul în leada costă mult și motorina e scumpă, este și îngrășăminte, a ajuns 2.200.000 de lei un sac de îngrășăminte și e foarte, foarte greu. Chiar dacă, de exemplu, a luat-o razna anumite lucruri, lumea se vaită că căldura costă scump și mai ales la care sunt cu pensiile mici. Eu n-am decât 1.650 de lei, deși am lucrat la CPL-ul șofer pe mașină mare de pompieri, dar treaba este că salariile au fost în anumite întreprinderi mici și pensia e tot mică. Și procurarea de mâncare era un coșmar în ultimii ani de comunism. Fusese impusă rația de alimente care presupunea ca fiecare român avea dreptul la 300 de grame de pâine pe zi și lunar 500 de grame de brânză, 10 ouă, 500 de grame de porc sau vită, 1 kg de carne de pasăre, 100 de grame de unt, 1 kg de zahăr, 1 kg de făină și 1 litru de ulei. De multe ori însă nici pe acestea nu apucau oamenii să le cumpere. Cozile imense se formau de noaptea la alimentar, iar multe produse se vedeau pe sub mână, astfel încât cei aflați la cozi nu reușeau să mai găsească produsele necesare. Vreau să vă spun, la ora actuală a fost mai bine înainte de 1000 de ori față cum e acum. Din sensul că era traiul ieftin și toată populația din țară a avut servicii și bani și trăia bine. Acum oamenii sunt nemulțumiți, le trebuia carne multă să mănânce
și butelii benzină nu era, că era criză de și pâine ultimul timp. Restul a fost bine. Aici a fost niște greșeli ale conducerii statului. Iar la ora actuală e bine și acum în democrație, dar nu e bine. Din cauza că există mare corupție în țară și dă voie să îmbogățească lumea peste noapte. Și fură și lucrează cu droguri și nu se interesează statul român ca să prindă hoții, să-i pedepsească sau să răspundă în fața legii. Nici benzina nu era la liber, fiind raționalizată la numai 17 litri pe lună pentru toate județele țării și 40 de litri pentru București. Pentru un drum mai lung, trebuia să aduni în canistre vreme îndelungată și să pleci cu ea în portbagaj, riscând însă o amendă serioasă dacă erai prins. Întotdeauna părerile sunt și vor fi împărțite. Deși există multe dezavantaje și în zilele noastre, unii români spun că acum oamenii sunt mai ajutați, mai susținuți decât cei care sunt la putere. Libertatea este neprețuită pentru oameni, fiind un alt factor de comparație. Un alt aspect este legat de asemenea de economie. Românii sunt de părere că economia era mult mai prosperă pe atunci și oamenii aveau locuri de muncă, indiferent de specializare sau pricepere. Aveau oamenii locuri de muncă. Acum e mai bine pe o parte pentru că ajută pe ai săraci, pe ăștia toți. Eu cât am fost la părinții mei, am avut oameni în sat care au avut câte 14 copii. N-avea servici, n-a luat un leu. Un cel la colectiv pe 3 lei pe timpuri. Acum s-a schimbat treaba, e altă problemă, dar nu era timpurile astea cu prețurile astea. Înțelegi? Veneam cu dămijana de vin în spinare, 25 de kilometri cu 4 lei kilogramul. Acum a ajuns pachetul de țigări lei de grei, 15 lei sau 20 de lei, 20 ceva de lei. Deci sunt niște probleme care... Nu știu. Viața în perioada comunistă nu era însă nici pe departe lapte și miere și nici măcar lucrurile care unora le par acum o necesitate, precum siguranța unui loc de muncă, nu erau atât de dezirabile cum ar putea părea. Acum, deși ne bucurăm de libertate deplină, nu putem spune că a fost mai bine în perioada comunistă sau în zilele contemporane nouă. Din opiniile românilor, putem constata că o combinație între cele două epoci ar fi ideală pentru un trai pe placul lor.